și unde v-ați apucat de fotbal? Păi să vă spun așa, cum, nu știu cum, dar m-am apucat de fotbal în comuna Socul, județul Caraș-Severin. Nu știu exact de la câți ani am început să alerg după mine, dar cred că eram la 3-4 ani. Pot să vă spun că mi-a plăcut mingea foarte mult. Foarte, foarte, foarte mult mi-a plăcut mingea și în ziua de astăzi alerg după ea. A spus că veniți din Socol. Ați avut dificultăți din cauza originilor? Nu am avut dificultăți pentru că nu cred că are nimeni dificultate dacă e minoritar sau dacă e un om corect, un om bun și dacă, eu știu, e comunicativ și nu are nicio problemă. Eu pot să vă spun că am fost protejat puțin că am fost minoritar. Cât de mult ajută fotbalul în procesul de integrare al unui copil într-un grup, într-o comunitate? Păi ajută, ajută foarte, foarte mult. Asta încercăm și noi în federație. Avem foarte multe proiecte prin fotbal și o educație prin sport, în cazul nostru prin fotbal, este ceva extraordinar. Mai ales pentru copii, tineri. Înțeleg foarte multe, deci îi ajută foarte mult, o educație prin sport. Urmează în weekend a doua ediție a Cupei Diversității. Cum vi s-a părut prima ediție, având în vedere că ați fost un star acolo printre oameni? Am și jucat, am și participat cu echipa din Svinița. N-am reușit să câștigăm turneul, dar mi-a plăcut foarte mult, am stat cu ei, am vorbit, deci a fost o zi foarte frumoasă. Tinerii s-au implicat foarte, foarte mult, unii chiar foarte mult își doreau să câștige turneu. A fost un turneu foarte disputat. Aveți un mesaj pentru participanții de anul acesta? Mesajul meu este să-i așteptăm cu drag și cel mai bun să câștige. Eu sunt sigur că o să vină și din partea de unde sunt eu, o să vină o echipă, chiar am vorbit cu ei și mi-au spus dacă o să mă aflu în București să joc pentru ei. Le urez succes și cel mai bun să câștige, cum se spune în sport.